Priviți, vă rog, doamnelor și domnilor, un studiu făcut de, prezentat de Agenția Națională Antidrog, este postat, păcat că nu vorbește nimeni despre el, în care se explică evoluțiile. E foarte important, dacă sunteți părinți, să știți aceste evoluții, cam de la ce vârstă încep tinerii să consume substanțe interzise. Prevalența consumului de cannabis în populația generală în funcție de perioada de timp analizată. Și aveți în partea de sus a acestui slide modul în care se întâmplă acest lucru. Mai jos aveți tendințele consumului de cannabis în populația generală din 2004 în 2016. Și cred că este foarte interesant de urmărit modul în care, care este trendul. Trendul este fără niciun fel de discuție unul crescător. Și mai sunt și alte studii care vorbesc, de exemplu, în ultima vreme, că cel puțin un tânăr din 5 a fumat cel puțin o dată. O dată în viață. O dată în viață, cannabis. Unul din 5 în România, ceea ce mi se pare incredibil de, de mare procent. Bun, și aici, dacă ne uităm la vârsta de debut, există un procent de tineri care fumează marihuana în România sub 14 ani. Între 15 și 19 ani, 34% dintre cei care consumă, 43% între 20 și 24 de ani, 25-29 de ani, 16,1% și peste 29 de ani, 5,9%. Ce este foarte îngrijorător, cred eu, sau ar trebui să fie, este acest procent de 34% cei care încep să consume începând cu vârsta de 15.